Extimpul. Juno Dance, bună ziua și bine v-am găsit, stimați prieteni! Iată, este cea de-a doua săptămână în care sunt obligată să fiu cu minte. Adică nu-mi face nicio plăcere, stau aici singurică pe scaun. Noroc că n-am să rămân multă vreme singurică. Copilașii lui mama, vă mulțumesc frumos! Sănătate, Doamne ajută, ne revedem pe parcursul emisiunii. Juno Dance! Așa cum spuneam, nu sunt singurică deloc. În primul rând, sunteți dumneavoastră cu noi, publicul din platou, echipa. Suntem cel puțin 40 de persoane aici care ne străduim săptămână de săptămână să vă oferim ediții de colecție care să vă țină de urât duminica. Să știți că și nouă ne țin de urât, pentru că ne uităm cu drag la propria noastră producție și după care avem câte o ședință așa de lucru și uite, trebuia făcut altfel, etc. Dar apropo de faptul că nu voi fi singurică, voi avea astăzi alături o serie de prieteni foarte buni, oameni dragi mie, dragi nouă, dragi dumneavoastră, artiști de mare marcă, pe care de-abia aștept să-i invit rând în platou. Voi începe cu două doamne pe care vă garantez că nu o să le recunoașteți ușor. Atât au slăbit de tare. Vreau să le întreb cum au făcut. E vorba de Monica Angel și Silvia Dumitrescu alături de Marius Țeicu! Yeah! Ia uitați-vă aici! Hollywoodul coboară! Bun găsit, dragii noștri! Vai, vă rog frumos să luați loc, fetelor! Mulțumim, bine te-am găsit, Bine Corinuța. Te-am găsit! Bine ați venit, copilașii! Marius, te rog să-i loc! Așa ne s-a spus eu aici și ea acolo, Nu vi s-a spus, voi alegeți scaurele! Ok! Bun, gata, m-am conformat! Oriunde vreți, dar tu aici bine, poți să mă mut în partea cealaltă! Sau în spatele camerelor de luat, vedem! Vrei să te faci regizoare? Unde vreți, voi dar ea aici și tu acolo, restul... A, deci a fost dorința lui Marius, e în regulă! Copii, bine ați venit. Marius, dăm voie să le admir pe aceste creaturi superbe, pe Monica. Nici nu am recunoscut. Am crezut că sunt din corpul de balet. Ne îmbogățim în sfârșit. Așa. Fetelor, în primul rând, sunteți superbe. Mulțumim, mă bucur din inimă pentru fiecare dintre voi două. Da. Ce să zic, le-aș întreba pe... ele ce au făcut și cum au făcut, da? În fine, dar aia cum să vorbim serios, doamnelor și domnilor, suntem, atenție, suntem în plină zodie a Taurului și avem un tauraș
de marca alături de noi. E vorba de domnul Marius Seicu. Aplauze. Căruia îi spunem la mulți ani. Mulțumesc, este frumos. Unul dintre cei mai vechi prieteni ai mei din Breaslă. Pentru că eu când am debutat, Marius era șeful orchestrei care m-a acompaniat la Steaua fără nume. Să nu eram numai pianist, șeful orchestrei era Magdin. Dar dacă tu m-ai văzut așa... Eu te-am ridicat la grad de șef de orchestră, așa mi-aduceam aminte. Nu, el era. Atunci îl salutăm și pe el. În orice caz, este ziua lui Marius și Marius este pentru noi încă un bun exemplu de supraviețuire în decență, în eleganță, în discreție și mai ales în forța de a învinge orice obstacol. Dacă mă gândesc bine, toți patru suntem în aceeași situație. Ziua ta de naștere a fost pe 9 mai, n-am să te întreb cum ai petrecut, pentru că nu asta e important. În familie, cu nepoții, Rodica, soția, normal. O pupăm pe Rodica pe această cale. Ginerele meu și soacra mea. Da. Care are și ea 89 de ani. Extraordinar. O, mulți înainte. Să fiți sănătoși cu toții. Da. Marius, tu ai scos de curând cu ajutorul Casei de Discuri Eurostar, cu care lucrăm mai mulți dintre noi. Vreau să o salut pe doamna Venera Stângă pe această cale și pe domnul Paul. 3 CD-uri. Eu am să le arăt la cameră și te rog să vorbești tu, să ne spui ce e cu ele. Da. Este vorba de... 3 CD-uri, muzica mi aparține la toate cele 3 CD-uri. Lansarea e foarte important, lansarea va fi miercuri 23 mai la ora 16 la magazinul Muzica, unde mergem noi de ani de zile. E un disc care, nu știu, primul care l-ai arătat sau ce face acum acolo, mă rog să spunem asta, ăla cu mine, că am o față foarte interesantă. Se cheamă Autobiografie Muzicală. Sunt piese cântate numai de mine. Și știți ce-ți face omul cu mâna lui? Sunt selectate 22 de melodii. Al doilea CD se cheamă Melodii din filme, show-uri muzicale și muzicaluri. Îmi pare foarte bine că mi-ai adus acest CD și mai ales că l-ai realizat, pentru că mă văd și eu aici. Da. Sigur, noi am lucrat foarte mult în aproape 50 de ani de carieră. Am și pentru Monica, pentru că și ea mulțumesc. E prezentă cu 2 piese din show-uri de televiziune. Exact. La fel și Silvia. Așa. Apoi... Deci tu de ziua ta, în loc să primești cadouri, vii cu cadouri. Întotdeauna am procedat în felul ăsta și sunt liniștit. Așa. Iar al treilea CD se intitulează Muzicalurile copilăriei. Dă voie să-l arăt eu la cadru. Am scris 4 muzicaluri pentru copii. Gulliver în Țara Piticiilor e acolo, Frumoasa din Pădurea Adormită și Micuța Dorothy după vrăjitorul din Oz. Am mai făcut și Mary Poppins, care nu există acolo. N-ai avut imprimările sau de ce nu există? Le aveam pe bandă, nu sunau bine, altă dată, cu altă ocazie. Dar se pot remasteriza sau nu? Când o să fac 90 de ani, îmi promit să scot și pe la luat. Ok. Sunt în interpretarea soliștilor de la Teatru de Operetă Ion Dacian din București. Deci astea sunt, m-am gândit să... N-am mai scos de mult un CD bine. Și domnul Stângă... Și soția lui sunt foarte drăguți și s-au gândit la noi ăștia mai în vârstă. Nu stai aici. La noi mai în vârstă, așa. Și să din când în când scoatem câte un CD la el și îi mulțumim. Pentru că de la ultimele note pe care au dansat colegii de la Unodance, nu s-a mai auzit nicio altă notă în platou, aș vrea să deschidem muzical... ziua muzicală, ca să nu e serată, că e emisiune de prânz. Așa? Dar nu te pun pe tine să cânti. Vreau să rog pe Silvia să cânte. Te-am driblat, bine, stai, Silvia. Asta e surpriză. Stai un pic, stai, acolo. Nu știi că poate tu cânti cu vocea ei. E complicat aici. Nu e. Așa. Eu vreau să-ți vedem picioarele, care sunt absolut superbe. Nu ți le-am văzut de mult. Erau îmbrăcate în niște pantaloni mai groși. Și acum, în fine... De altfel știu că Marius întotdeauna spunea fata aia când ai debutat, fata aia care are picioare frumoase și codițe roz pe Rodica, cap. Rodica, nu cred că am spus eu. Și așa m-am ales eu cu piesa Nu-mi pare rău, ceea ce chiar nu-mi pare rău.
Cam ales pe mine. Spunea că eram și simpatică, așa, haioasă și râdeam mult, dar eu îmi doream foarte mult să mă aleagă Marius. Din toți compozitorii care erau acolo, îmi plăcea foarte mult Marius și știam că dacă Marius o să-mi compună o piesă, sigur va fi șlagăr, ceea ce s-a și întâmplat. Deci era interesată. Eram, da. Hai să ne reamintim această piesă, după care o să vorbim despre prietenia noastră cu Marius în continuare. Silvioara, te invit în mijlocul platoului și te invit să ne cânți. Doamnelor, da, și mulțumesc, domnilor! Silvia Dumitrescu! Neapărat să vă spun mulțumesc din suflet, Marius, pentru această piesă și vreau neapărat să vă spun că acest text este realizat de Corina Despot, este superb și îmi face o mare plăcere să cânt. Și mie îmi place cum scrie Corina și am multe piese și ea cântă o piesă.
Tu dragul meu se cheamă. Tu dragul meu, da, da. La, la mine s-a referit asta. Normal. Tu dragul nostru. Tu dragul, exact, exact. Eu sunt un bun comun. Vreau să o întreb pe Silvia despre o altă lansare de CD. Vorbeam despre CD-urile lui Marius, pentru că în această primăvară și tu ai pregătit lansarea unui disc pe muzica soțului tău, chitaristul și muzicianul Florin Ochescu. Spune-ne tu câteva cuvinte. Da, pregătim, chiar a fost gata de curând matrița, masterizarea și totul. Acum lucrăm la coperți. Și nu avem încă o dată sigură, dar sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, da, vă anunț cu siguranță, poate cei care intră pe Facebook la mine vor găsi, adică nu, poate sigur vor găsi acolo data. Încă nu avem data sigură, dar sunt 16 piese, este și un negativ la Șarica, un bonus pentru cei care iubesc această piesă. Sunt multe piese care nu sunt cunoscute în sensul că nu au fost difuzate pe radio, dar sunt foarte frumoase și se bucură acum de o apariție a discului. Bravo, bravo. Și să le pui pe YouTube acolo sub o formă sau alta. Da, da, da. Să le faci niște clipuri chiar din fotografii, pentru că... Da, 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 de ce nu? Sau uite, mai vii la noi, le mai cânti. Exact. Îți iei bucățica, o pui la tine pe canalul așa, tău de YouTube așa. Și așa se lansează. Vreau să stau și cu Monica puțin de vorbă, iubita mea, care întotdeauna este strălucitoare, plină de surprize plăcute. E un om extrem de agreabil, Monica Angel, și cred că toți colegii o iubim. De altfel, noi suntem o familie și ne avem dragi, cel puțin generația asta mai... Tu ești o puștoaică, da, ăștia care suntem mai... Ăștia de la grădiniță, nu? Și văd o fotografie, știu că tu ai pasiunea cailor, te mai duci să călărești? Deocamdată nu am putut să mai încalec pentru că trebuie să mai îmi tonific musculatura spatelui, dar acesta este un cal al unui prieten de-al nostru. Și am fost la el în vizită, este un frizian absolut superb. Dai să vede, e splendid. Este o rasă olandeză de cai. Mi se pare că e unul dintre cei mai scumpi cai din lume. Sau nu e asta cel mai scump? Nu neapărat, nu. Caii devin din ce în ce mai scumpi în funcție de concursurile la care participă. Nu de rasă. Nu neapărat de rasă, pentru că pot fi și niște cai de rasă extraordinari, dar care să nu meargă la competiții, să nu aibă concursuri câștigate și atunci au niște prețuri adică normale. Sub un milion de euro. Oh, mult sub un milion de euro. Pentru că am auzit de cai și sigur, peste un milion de euro. Puțin 200 de euro, mai puțin. Sunt cai și mai ieftin, sigur. Un cal poate să coste cât o mașină de lux sau cât o mașină normală sau mai puțin decât o mașină. Stai. Cât o mașină de lux, există mașini de lux de 2, de 3 milioane de euro. Păi asta spun, un cal poate să coste și 50 și 60 de milioane de euro, dar totodată un cal poate să coste și 5.000 de euro sau 10.000 de euro, depinde. Dai 50 de milioane și ăla răcește mâine. Da. Nu răcește, știi ce există la cai și se îmbolnăvesc destul de repede pentru că sunt animale sensibile. Pot să facă ocluzie intestinală și până să ajungă cu el să-l opereze, să nu știu cum, a murit. Nici n-ai dat banii bine. Și... Înțelegi? Deci e... trebuie să ai... Aveai de gând să investești în cai, Marius? Da, vreau vreo 2-3 să... Preajma blocului, așa cum e. Să avem preajma. Să pască între blocuri. Da, dar, repede, există și cai de câteva mii de euro. Deci, dacă cineva are această pasiune, sigur că după aceea te costă și întreținerea. Eu încă nu am un cal al meu pentru că, evident, eu încă nu am un cal al meu pentru că aș minți să spun că mi-aș permite să pot să am un cal și să plătesc pe cineva lună de lună care să aibă grijă de el. Pentru că foarte costisitor. E costisitor, da. Mai bine investești în băiețelul tău care... Corect, despre asta este vorba. Sigur. Dar e mai ieftină. Da, o capră, o oiță, un iepuraș. Un mielușel. Uite acum de Paște un miel și pe ăla l-ai băgat. Da. Nu, că eu nu mănânc carne de miel. Asta e, nici da. Oricum, te felicit pentru acest hobby frumos.
te felicit. Noi în familie așa am crescut, am fost învățați să iubim și animalele, nu numai oamenii. Și să iubim toate vietățile, pentru că până la urmă tot ceea ce are viață pe acest pământ este datorită bunului Dumnezeu. Așa este, scumpă. Și trebuie să respectăm orice formă de viață. Așa e. Pentru că n-am apucat. Da, Marius, vrei să spui da, ceva? Da, vreau să spun că... El tot timpul are ceva de spus. Mai n-am vorbit de o lună, mă. Deci, Ne cânti și tu ceva? Da, am scris o piesă pentru Hipotalamus. Care și orchestră. Marius, nu știu ce piesă ai scris pentru Hipotalamus, dar eu acum cu Hipotalamusul stau foarte bine. Crede. O să mai vorbim despre asta, pentru că calul mi se pare cel mai nobil animal, pe lângă câine, bineînțeles, și pe lângă toate celelalte, dar faptul că a fost atât a folosit de-a lungul mileniilor de către om și, din păcate, în scopuri destructive, războaie, invazii, e regretabil. Cel mai blând și mai frumos exemplar a fost, în fine. Bombăn. La vârsta mea se întâmplă mai bombăn. Bombăn, interesant. Mă rog, e foarte important. Da. Iubita, să rămână, mulțumesc mult. Monica, tu ai avut norocul să lucrezi cu Marius, ca și mine, ca și Angela Similia și ca toată generația mea și a voastră, să lucrați cu el și să vă bucurați de creații de excepție. Și una dintre ele, după cum știi foarte bine, se străduie să o cânte toți copiii, fetițele României care încearcă să cânte la festivaluri de copii și de tineret. Mie mi se pare că e o piesă prea grea pentru o voce a unei fetițe de 10-12 ani. Le-aș recomanda profesoarelor să aștepte până când elevele lor împlinesc măcar 18-19 ani, pentru ca să nu-și rateze viitorul de cântăreață încercând la 10 ani să cânte "Dau viața mea pentru o iubire". Dar sigur că aici rămâne ca fiecare să-și aleagă. Eu mi-am spus o părere de prieten. Dumneavoastră o alegeți sau nu. În schimb, Monica Angel, câți ani aveai când ai cântat prima oară piesa? Apropo de vârstă. 22, oricum, 23. Oricum, vocea așa era, deja corzile vocale se maturizaseră, ajunseseră la o maturitate fiziologică la care puteau să cânte, nu numai pentru că ea e colosal de talentată, ci pentru că efortul depus pe cele două corzișoare vocale putea fi ținut, susținut de către vârsta interpretei. Deci nu vorbim despre talent. Încerc mereu să dau câte un sfat util. Mai bine tac. Am vrea să reascultăm această melodie în interpretarea celei care a lansat-o, Monica. Mulțumesc foarte mult. Cu mare drag. Hai, Monicuț. Dau viața mea pentru o iubire. Muzica Marius Seicu, interpretează Monica Angel. Și eu să uit cum trece vremea, tu
Bravo, Monica! Domnilor și domnilor, dați-mi voie să mulțumesc sponsorilor noi ai emisiunii noastre, și anume firmei Asevi, produse de curățenie de cea mai bună calitate, și firmei Herbagen, produse cosmetice, care cu siguranță vor face plăcere celor care le vor achiziționa. Din fericire pentru invitații mei de astăzi, aceste două firme, Asevi și Herbagen, au pregătit câteva cadouri pe care le voi da mai târziu. Vă rog să nu cumva să plecați fără ele, în caz că ne eu uit să vă spun. Da. Apropo, pot să spun ceva foarte sincer? Să știu, eu chiar folosesc aceste produse și sunt extraordinar de serios? Da, și eu folosesc. Și eu. Nu, sincer. Da, da, și da. Eu folosesc. Oricum, pe mai fiecare. Mai luați aici așa la glume, da. Așa. Și vă băgați așa la mijloc între. Așa. Nebunaticilor. E în regulă. E perfect. Pentru că n-am apucat. Da, Marius, vrei să spui da, ceva? Vreau să spun el că tot timpul are ceva de spus. Mai n-am vorbit de o lună, mă. E nevorbit, vă rog. Vreau să spun că textul piesei pe care ați ascultat-o, îi aparține lui Eugen Rotaru, Rotaru, care mi-a scris majoritatea dintre piesele pe care le-am compus eu. Un subiect care va rămâne întotdeauna interesant, întotdeauna fierbinte, nu numai pentru femei, chiar și bărbați, cu atât mai mult cu cât se fac enorm de multe reclame pe toate rețelele de socializare, și sunt convinsă că 99% dintre produse și reclamele de slăbit sunt de evitat. Vreau să o întreb pe Monica, care a avut un motiv pe care îl știe toată lumea, o operație pe coloană, și a fost nevoită să aibă grijă de greutate pentru restul vieții. Și vreau să o întreb, în cazul tău, tu ai slăbit nevoită de o situație obiectivă, dar câștigul tău de artistă este arăt senzațional. Și mai este încă un câștig extraordinar de mare, și anume faptul că am slăbit foarte sănătos. Despre asta vreau important să vorbim, pentru despre că asta e vorba, în da. Continuare de 10 de ani lumea se uită prin ziare, zice, uite, ăla a încercat, ia să încerc și sau eu. Sau nu știu ce produse, nu știu ce pilule, nu știu ce. Nu, eu nu cred în așa ceva. Nu crezi, nu? Minunile de genul acesta nu există. Minunile sunt doar de la Dumnezeu. Și iată că Dumnezeu mi-a luminat mie mintea după operația pe coloana vertebrală pe care am avut-o, și din momentul acela am hotărât că trebuie să fac ceva și să slăbesc. Doar că, iarăși vin și spun, am dorit și asta s-a și întâmplat și am slăbit sănătos. În ce sens adică? Sănătos? În sensul în care eu săptămânal merg la medicul nutriționist. În sensul în care în acest program Good Life în care sunt eu există nutriționistul, fizioterapeutul, kinetoterapeutul cu care fac gimnastică, fizioterapeutul mă ajută să-mi facă un anumit tip de fizioterapie, ca hipotalamusul meu să se obișnuiască cu noua greutate, pentru că, de fapt, reușim să slăbim pe o perioadă scurtă foarte multe kilograme, doar că după aceea le punem la loc extrem de repede și chiar dublu. Mult mai mult. De ce? Pentru că hipotalamusul este cel care nu ne lasă să ne obișnuim cu noua greutate. Asta este treaba lui acolo în creier. Ca să ne țină sănătoși și în viață. Să ne țină sănătoși și în viață. După aceea este medicul psiholog, care iarăși este în această echipă și care pe mine m-a ajutat foarte mult, pentru că m-a făcut să-mi dau seama, de fapt, de cât de puternică sunt eu mental, și că în momentul în care realmente îmi doresc să fac un lucru, pot să fac acel lucru. M-a ajutat să îmi dau seama de toate uneltele pe care le am la îndemână, care sunt ale mele, doar că nu știam cum să le numesc, nu știam care sunt și nu știam să apelez la ele în orice situație. Extraordinar. Deci este, cum spuneam, un program foarte, foarte sănătos, cu slăbit organizat, și cu un slăbit care să funcționeze pentru toată viața, așa cum spuneai și trebuie tu. Trebuie să-ți spun o întrebare, nu e nevoie să-mi răspunzi în cifre, dar bănesc că un program ca ăsta nu e ieftin. Sau poate nu e la îndemâna oricui? Sau... Nu este ieftin, nu este nici la îndemâna tuturor oamenilor, dar eu am întâlnit aici, în această clinică, în acest program, am întâlnit o doamnă
care avea 140 de kilograme. Oh, God. Se hotărâse să meargă să-și facă acea reducție de stomac sau, mă rog, groaznic, să-și taie stomac. Operație. Cineva i-a spus despre acest program, s-a dus, s-a interesat despre program, a intrat în acest program, în momentul de față arată extraordinar de bine, într-un an de zile, în mai puțin de un an de zile, a slăbit foarte mult. Fără să-și mai opereze stomacul. Fără să-și opereze stomacul și chiar îmi spunea acest lucru. Zice, îți dai tu seama că eu, dacă mă duceam să-mi tai stomacul, trebuia să fac un împrumut la bancă și dacă după aceea trebuia să-mi aranjez pieile, mai trebuia să mai fac încă un împrumut la bancă. Împrumut pentru medicul estetician. Da, da. Dar așa, dacă slăbești sănătos și cu gimnastică și cu toate aceste lucruri, poți să ne dai așa un preț plus minus 1000 de euro, 500, 2000? Se fac programe pe câte 3 luni. Ideal este ca acest program să dureze 2 ani de zile, ca tu să te stabilizezi la greutatea la care trebuie să te stabilizezi. Și prețul e pe program. Deci primele 3 luni de zile, care sunt luni hard, se numesc, costă 4300 de lei. De lei. De lei, 4300 de euro. De lei. Hai că nici nu mi se pare așa. Pentru 3 luni de zile. Îți dau și de mâncare sau mâncarea nu, te privește? Nu, îți dau de mâncare, dar îți spun ce să mănânci, cât să mănânci, nu, ce am și întrebat cum. Pentru că dar eu nu... Dar în banii ăștia țin acești oameni care se ocupă de tine, Corina. Da. Ceea ce nu este lucru ușor. Sigur, sigur. Sunt 4 medici specialiști care sunt în permanență alături de tine. Formidabil. Orice problemă ai, dacă ți-e poftă la 12 noaptea de ceva sau dacă tu consideri că în momentul respectiv în farfurie nu este ceva, este ceva în neregulă, îi trimiți medicului nutriționist o poză pe WhatsApp și întrebi, e ok? Ceea ce mi se pare stă extraordinar. Stă la dispoziție, da. Știi? Da, da. Și până la urmă, te felicit. Să fim serioși. Cheltuim o groază de bani pe toate coșuri, prostiile, exact, așa este. Și pe mâncăruri care nu sunt deloc sănătoase. Deci sănătatea este înainte de toate. Nu-i vorba nici de frumusețe acum, nu-i vorba nici de că ai slăbit, că te îmbrașcă, nu te îmbrașcă. Nu, nu despre asta e vorba. E vorba despre sănătate. Mai ales după 30 de ani. Corect. Așa. E cea mai importantă, de fapt. Categoric. De fapt, absolut. Da. Marisica. Da. Ne cânti și tu ceva? Da, am scris o piesă pentru Hipotalamus. Care și orchestră. Marius, nu știu ce piesă ai scris pentru Hipotalamus, dar eu acum cu Hipotalamusul stau foarte bine, crede-mă. Deci eu am învățat ceva astăzi și îți mulțumesc pentru asta. Vezi, fiecare întâlnire cu prieteni cu astea, înveți câte ceva. Pe bune, acum vorbesc foarte serios. Eu astăzi m-am gândit să, pentru că n-am mai cântat de mult. Apropo, vreți să cânt potpuriu? Da! Da! Vreți să cânt potpuriu? Da! Asta este. Cânt potpuriu atunci. Marius Țeicu! Una
Yeah.
Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, You Know Dance. Mulțumesc frumos. Foarte frumoase costume, iar pălăriile mulțumesc voastre sunt mortale. Vorba lui Marius, vioara dumneavoastră are doar 3 corzi, dar a patra e de la inimă. Știu că ai fost la Roma. Si parla italiano qui! Si parla, ma! Da. Ce e dragiu banului, oile și stâna lui. Îți doresc cât de curând. Ai promis că data viitoare când ne vom vedea să fiu mai slabă. Ha, Vreau să-l rog frumos pe Marius să mă ajuți, Marius, te da, rog, sigur, să mare plăcere. Ne ajut să ne prezinți pe următoarea ta invitată, da, sigur că da, care este una dintre elevele tale cele mai calde, vorba de domnișoara Iulia Condilă. Poftim, scumpa lui mama, ca un îngeraș ești. Ce frumoșică, a venit și cu 2 buchete de flori. Cui vrei să dai buchetele de flori? Vreau să dăruiesc acest buchet. Foarte bine, hai, uite. Te hai, rog frumos, îmi face mare Corina, plăcere. La mersi. Mersi, iubita lui mama. Bravo. Și asta cui vrei să te-l dumneavoastră. A, mulțumesc. Multă, multă sănătate, la mulți ani. Și vă mulțumesc pentru tot efortul pe care îl depuneți în pregătirea mea. Foarte bine. Foarte bine. Deci Iulia Condilă va cânta o melodie în prima audiție TV intitulată Poate eu, text Corina Despot, că tot vorbeam noi de Corina. Deci Iulia Condilă.
Iulia, te rog să poftești lângă mine. Ești un copil absolut talentat. Mulțumesc. Câți ani ai, scumpa mea? 10 ani și 10 luni. Și părul ăsta frumos e al tău, nu? Da. Nu sunt extensii? Nu, este părul natural. Și ți-l face mămica așa sau el e ondulat? Este și el ondulat, dar l-am și ajutat puțin. L-ai ajutat, bun. Bravo. Felicitări, Marius, piesa e splendidă. De altfel și eu și Silvia superbă și Monica piesă, suntem superbă. Impresionate de frumusețea acestei melodii. Mulțumesc frumos. Chiar foarte frumos. Vreau doar să precizez, acum după ce ați auzit-o cântând, n-o să vă mirați dacă am să citesc câteva dintre multele premii și trofee pe care această fetiță frumoasă le-a câștigat. Trofeul Noua Generație, Festivalul Miracol de Crăciun. Trofeul Festivalului, Festivalul All for Music. Trofeul Festivalului Flori de Gheață. Premiul întâi și trofeul la duet, Festivalul Internațional Ghiocelul de Argint de la Arad, cu piesa Poate Eu, așa, pe versuri de Corina Despot, muzica Marius Țeicu și Lucky Kids, trofeul Mamaia Copiilor, însemnând accesul direct în finala Festivalului Mamaia Copiilor 2018. Doamnelor și domnilor, aceasta este generația viitoare de copii talentați. Mulțumesc! Te pop, scumpa mea! Felicitări părinților, profesorului tău, te rog să ne calci pe urme că e bine. Mulțumesc! Te pup, Iulia, mulțumesc frumos! Felicitări! Felicitări! Mulțumesc! Este momentul acum cel mai potrivit să mulțumim prietenului nostru de o viață, textierului Eugen Rotaru, care a scris și versurile piesei Dau viața mea pentru o iubire, care a scris majoritatea pieselor mele și în Potpuriu se află câteva dintre piesele scrise. Eu i-am cântat, Doamne, tone de piese de-a lungul anilor și îl salut. Mama, doar mama e cântat. Exact. Vreau să-l salutăm pe această cale, pe Jacques Rotaru, cum îi spuneam noi, și să sperăm că ne aude, că îl pupăm, îi transmitem dragostea noastră și sperăm să ne revedem sănătoși. Toată prețuirea. Toată prețuirea. Ei, doamnelor și domnilor, îmi face acum plăcere să schimbăm puțin estetica muzicală a emisiunii și să invit în platou pe niște muzicanți excepționali care formează Taraful Chatera și, bineînțeles, pe Ana Holdish Pop. Vreau să invit și vom sta puțin de vorbă despre activitatea lor și ne vom bucura de prestația lor artistică. Taraful Chatera și Ana Holdish Pop. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ați venit! Vai, dar ce albă e vioara aia de la Sacâz! Cum ați reușit? Chiar așa, înseamnă cu grijă. E cântată mult. E cântată. Bună ziua încă o dată, mă bucur mult să vă revăd, nu v-am văzut de mult. Aveți hainele acelea, din ce zonă exact? De Codru veniți zona voi? Zona Codru, da. Zona de Codru. Foarte frumoase costume, iar pălăriile Mulțumim. Voastre sunt mortale. Pot să spun așa. Mulțumim. Ce mai faceți? Cu ce activitate bogată vă lăudați? Mulțumim, ne bucurăm că suntem solicitați și cred că acesta este cel mai mare avantaj sau, cum să spun, cea mai mare bucurie a unui artist. Bucuria unui artist căutat, să fie exact. Solicitat, sigur. Atunci eu am să vă invit în mijlocul platoului și vă rog să ne bucurați și cu frumusețea costumelor care sunt autentice, așa, și cu instrumentele care sunt vechi. Acela este un, cum se numește? Este o gordună. Am înțeles că domnișoara este singura din țară care știe să cânte la acest. Are doar două corzi? Două corzi, exact. Ia spuneți-ne câteva cuvinte despre instrumentul ăsta. Ca și origine, este strămoșul contrabasului, pentru că... E între violoncel și contrabas ca mărime. Da, este mai mare un pic ca și violoncelul, exact, dar este instrument popular, pentru că violoncelul are la partea superioară curbură, sigur. Așa, și asta are... diferită, pentru că este instrument popular. Și de ce are doar două corzi? Așa, pentru că gordună. A fost reprodus după un model autentic. Extraordinar. Și exact cum arăta la acel... La sau la coartă? Cum sunt acordate? Sol, do, da. Dar este coardă re acordată cu un ton mai jos, ca să sune mai grav. Am înțeles din prezentare că dumneata ai reconstituit acest instrument. Da, gordona și braciul la care cânt eu sunt reproduse
Sunt făcute de voi. De mine. Personal. Exact. Extraordinar. Sunt impresionată. Asta merită aplauzele dumneavoastră, da. Acest moment. Mulțumesc. Braciul are doar 3 corzi și este cu căluș drept. Silvia. Deci Vioara are doar 3 corzi. Ăsta este braciu, braciul. Da? Este braci instrument popular, pentru că orchestre folosesc braciul, dar au violă. E viola, exact. se numea braci. Și se cheamă și acum braci. Da, acesta este braci. Are doar 3 corzi, nici nu are loc pentru coarda a patra, cum are viola clasică. Da. Și se cântă în acord, tot timpul se trage. Foarte veche, nu? Exact. Extraordinar. Din 2003, să zic, atunci a fost produs, dar după model vechi. Ca instrument exact, e foarte vechi. Da. Interesant. De când colaborați cu Ana Holdiș? Noi colaborăm de mult, dar de când am înființat ansamblul Ceatra și Taraful Ceatra din anul 2001, cântăm împreună. Foarte frumos. Vă felicit. Felicitări că sunteți de atâta timp împreună. Mulțumim. Mulțumim. Ana Holdiș are și ea o carieră de peste 30 de ani. Mi-ar face plăcere să ne spună câteva cuvinte. Încă o dată, bun venit la emisiunea Opris Timpul. Mă bucur tare mult că am reușit în această zi să venim aici la dumneavoastră în emisiune. Sigur, eu am debutat în 1987 în Radiodifuziunea Română, Electrecord 88-90, două LP-uri, mai târziu două CD-uri și încă un CD alături de fiicele mele, de această dată cu Colinde. Iar în această formulă suntem din 2001. Minunat, vă doresc mult succes. Mulțumim. Mulțumim. Minunat. Am să vă invit în mijlocul platoului pentru a vă admira costumele, instrumentele și talentul. Doamnelor și domnilor, Taraful Ceatăra și Ana Holdiș Pop. Mulțumim foarte mult, vă rog să luați loc. Vă mulțumim foarte mult. Într-adevăr, iată că instrumentele făcute de mâna omului, nu de fabrică neapărat, au altă sonoritate. Vorba lui Marius, vioara dumneavoastră are doar 3 corzi, dar a patra e de la inimă. A spus ceva foarte frumos, Marius. Dragi prieteni, vreau să vă spun câteva cuvinte despre produsele de curățenie Asevi. Numele mărcii Asevi provine chiar de la inițialele numelor celor 5 băieți ai fondatorului. Firma are o vechime de peste 50 de ani, așa încât Asevi înseamnă soluția optimă pentru curățarea materialelor textile, a pardoselilor sau a spațiilor sanitare. De aceea, vă recomandăm cu încredere produsele Asevi.
face plăcere acum să invit alți prieteni buni ai noștri și ai dumneavoastră, artiști excepționali pe care mă bucur să-i revăd. Este vorba de doamna Elisabeta Turcu, Maria Constantin și Ilie Caraș. Poftiți, vă rog! Opa, bună ziua! Bine v-am găsit! Vă rog să luați loc direct pe scaune. Poftiți, poftiți, poftiți! Dragilor, mă bucur mult să vă revăd. Bine ai venit, Maria, bine ai venit, Betty. Bine v-am regăsit. De la Elisabeta, bineînțeles, îi spunem Betty noi. Bine ai venit, Ilie. Să rămână. Toate doamnele de aici sunt frumoase, dar și domnii sunt arătoși astăzi. Avem doi domni, trebuie să-i lăudăm și pe ei. Ba nu, și cu doi de acolo avem patru. Hai că e bine. Doi aici, doi acolo. Ai văzut? Așa facem. Bun. Dați-mi voie să o întreb în primul rând pe Elisabeta Turcu Juverdeanu, prietena mea, să o întreb ce mai face. Ai un costum absolut superb din colecția ta de costume și ești foarte frumoasă. Mulțumesc frumos! Bine v-am găsit, mulțumesc frumos pentru invitație. Hristos a înviat tuturor românilor. Adevărat a înviat! Și dumneavoastră, colegilor dragi din platou, mă bucur tare mult să vă reîntâlnesc după foarte mulți ani. Pe Monica, pe Silvia, pe domnul Marius, mare bucurie și plăcere să-i și ne noi. Întâlnim astăzi. Și cu tine, Corina, nu mai spun. Îmi face plăcere că ai venit și că ai avut timp să treci pe la noi, pentru că știu că ești extrem de ocupată. Asta e, de altfel, dezideratul fiecăruia dintre noi, să avem treabă și mai ales să putem să o onorăm. Mulțumesc bunului Dumnezeu. Vorbește-ne puțin despre activitatea ta din ultima vreme și mai ales știu că ai fost la Roma împreună cu maestru Botgros și cu Mioara Velicu. Cine a mai fost și în distribuție? Ilie Caraș. Și Ilie. Temișan. Si parla italiano qui. Si parla ma. Da. Am avut o primăvară destul de bogată. În primul rând am fost la Chișinău, unde alături de o orchestră minunată, Orchestra Mugurelu, dirijată de către domnul Ion Dascăl, am imprimat câteva cântece noi și două dintre ele vi le-am adus și dumneavoastră astăzi. Am fost în Grecia, la mormântul Sfântului Paisie. Asta a fost pe... pe cont propriu. Pe cont propriu. Pentru sufletul meu. Cum a fost? Minunat, a fost, nu? Absolut minunat. Am întâlnit măicuțe românce la mănăstirile de acolo. Ne-au primit extraordinar de frumos. Au fost câteva zile care mi-au umplut sufletul pentru, cred că, întreg anul. Și sfătuiesc pe toți care doresc să meargă în Grecia. Și sunt locuri minunate și vor veni încărcați sufletește extraordinar de mult. Mă bucur foarte mult să aud. Te voi invita să cânti, dar vreau să încă o dată să o salut pe Maria, care bine e foarte frumoasă. Mulțumesc frumos. Mă bucur să fiu în această zi alături de dumneavoastră. O să revii cu notăți muzicale astăzi și vom vorbi despre toate. Ilie, îți spun și ție încă o dată bun găsit. Doamne ajută! Ne iubește cineva, anume Monica Angel! Terminând un liceu de muzică pe flaut, la secția flaut. O să facem un duet când ai timp, eu am făcut oboiul. Da? Și că flaut cu oboi întotdeauna stau unul lângă altul în orchestra sinfonică, nu? O finimioară te întreb pe tine, ce nu îți convine, o finimă. Bravo! Următoarele înregistrări pe domnul Marusele. Să-mi dai din timp pe telefon, că sunt foarte ocupat cu florilăturile. Mi-ar face acum plăcere să o rog pe Elisabeta Turcu Juverdeanu să poftească în mijlocul platoului și să ne cânte, după care o să mai vorbim. Da, vreau să vă spun că este pentru prima dată când am imprimat un cântec ciobănesc. Eu vin din zona Munteniei de Nord și zonă recunoscută în creșterea oilor și atunci am zis așa, după ani și ani de muncă, pe lângă horele și sârbele mele, să aduc și un cântec ciobănesc.
Și pentru prima dată îl cânt în emisiunea dumneavoastră. Deci este o premieră muzicală. Da, da. Doamnelor și domnilor, Elisabeta Turcu Jeverdeanu. Mielușei, hai, hai, dorule, dor, și iarba cu brebenei, hai, dorule, dor. Turmele de miorele, hai, hai, dorule, dor, și iarba cu viorele, hai, dorule, dor. Cântatul cucului, căciula și cu cojocul, hai, hai, dorule, dor, mămăliga și cu focul, hai, dorule, dor. Cașul dulce și jintița, hai, hai, dorule, dor, și gura de la băcița, hai, dorule, dor. Chiot munților, hai, hai, dorule, dor, munților, carpaților, hai, dorule, dor. Că inima de cioban, hai, hai, dorule, dor, e cât roata de la car, hai, dorule, dor. Dragilor ciobanilor, hai, hai, dorule, dor, eu vă cânt cu mare dor, hai, dorule, dor. Ce de drag șalean, hai, hai, dorule, dor, că și tata a fost cioban, hai, dorule, dor. Mulțumim frumos, you know dance. Mulțumim, you know dance. Mulțumesc foarte mult, Elisabeta. Cu drag. Vom schimba din nou registru muzical, pentru că prietena mea, Monica Angel, se grăbește, e duminică, cu siguranță are alte angajamente artistice, dar înainte de a pleca o să o rog să ne mai cânte o melodie și dacă mai are un proiect despre care vrea să ne spună ceva, cu drag. Draga mea Corina, tu știi foarte bine că noi avem proiecte extraordinar de multe. Am devenit mai nou în afară de artiști, am devenit și foarte bun, da, proiectanți, așa cum spune Marius. Proiectăm proiecte peste proiecte, peste proiectele și le trimitem în stânga, în dreapta. Sunt foarte multe proiecte pe care sunt convinsă că fiecare dintre noi le avem, doar că trebuie să se și concretizeze acele. Asta e, se vor concretiza. Se vor concretiza. Da, altele nu, nici nu mai contează. Exact. Important este să fim sănătoși, să fim fericiți, să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru fiecare clipă pe care o trăim. Exact. Pentru că viața este cel mai frumos dar pe care ni l-a dat și din păcate câteodată uităm să ne bucurăm de acest lucru. Așa este. Bravo, Monica. Bravo, scumpa mea. Îți mulțumesc frumos pentru că ai venit, că pentru că preiei de la mine, de la Elisabeta, ne despovărezi pe noi de a spune mereu acest lucru. Mulțumesc frumos. Așa simt, așa spun. Tu știi, Doamne, foarte ajută. Bine că așa sunt eu. O să-ți mulțumesc anticipat și o să-mi iau după aia rămas bun de la tine. Îți doresc mult succes, să rămâi la fel de frumoasă, sănătoasă și îți doresc cât de curând. Îți promit că data viitoare când ne vom vedea să fiu mai slabă. Da, dar eu îți mai fac o urare.
Să mă țineți, mă țineți! Așa. Data viitoare când ai să vii, sper că deja eu o să te întâmpin în mijlocul platoului, iar tu o să-mi spui, știi, m-am urcat înapoi pe cal. Doamne ajută, Doamne ajută. Anul ăsta nu știu dacă o să pot să încalec, pentru că încă mai am de lucru cu spatele. Dar la anul pe vremea asta cu siguranță o să mă vedeți pe acel armăsar superb. Ascultă-mă, alături de care eram. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, la anul pe vremea asta suntem tot aici în alte rochi, poate coafate altfel, dar tot aici o să fim. Da, așa, eu trebuie să mai scurt. Nu, eu zic să-l lași așa, e suficient. Doamnelor și domnilor, ne iubește cineva, anume Monica Angel! Mulțumesc. Când nopțile par
Doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc You Know Dance. Mulțumesc You Know Dance. Iar pentru Monica avem cadou de la cei doi sponsori: Asevi, produse de curățenie, și Herbagen, produse cosmetice. Mulțumesc frumos, Monica. Și eu mulțumesc. Felicitări foarte, pentru foarte tot mult ce ai realizat. Mulțumesc din suflet. Am ceva de luat de aici, mă iertați? Gata? Am luat? Obiectul muncii este la purtător. Vă doresc în continuare o zi senzațională. Măi, voi v-ați pus pe mine cu curățenia. Nu e nicio problemă. Zilele trecute spuneam, m-am dus la cumnată mea și ne-am apucat de curățenie cu aceste produse. Acum mă duc din nou. Toată lumea are o problemă cu mine. Deci e clar că trebuie să fac mai multe curățenie? Bine, ok, voi face. Bravo, Monica! Mulțumesc tare mult! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos pentru participare. Duminica plăcută! Mulțumesc. Sănătate și succes mult! Doamne ajută! Stimați prieteni, frumoasa Maria Constantin traversează o perioadă fructuoasă, spectacole, apariții TV, evenimente private. Doamne ajută, este exact ceea ce își dorește fiecare dintre noi. Am înțeles că luna trecută ai fost în Spania, la Madrid, ole! Da, într-adevăr, am fost la Madrid, unde am cântat pentru românii noștri dragi de acolo și am fost tare încântată pentru că sunt români plecați de aproximativ 20 de ani, care de fiecare dată când ajung artiștii români acolo, se bucură din plin de momentele respective. Doamne ajută să auzim numai de bine. Cum era vremea? Ce mai făcea Madridul? Madridul ne-a făcea foarte bine. Ne-a transmis compliment de aici cumva? Cu siguranță, și sunt oameni care urmăresc inclusiv emisiunea Opriți Timpul, pentru că urmăresc programele noastre românești și ascultă muzica noastră, pentru că le este foarte dor de țară. Și am fost tare încântată să merg acolo și să le aduc așa măcar o fărâmă din tot ce înseamnă românesc. A mai fost cineva cu tine dintre colegii noștri sau ai fost singură? Aurel Tămaș. De ce nu spui? Da. Relu, dragă, cum a fost în Spania? De-abia așteptăm să-l revedem la emisiune. Foarte frumos, a fost. Sunt convinsă. Scumpa mea, ne-ar face plăcere să te invităm în mijlocul platoului și să te aplaudăm, să te vedem cât ești de frumoasă, mai ales că am înțeles că ai o piesă nouă. Spune-ne da, avem melodii noi, este un nou album care se va lansa în această lună, luna lui mai, pentru că înfloresc pomii, pentru că este primăvară, este frumos, se numește Viața mea este o poveste. Albumul este imprimat alături de Orchestra Fluierașul de la Chișinău, alături de Edgar Ștefăneț, îi mulțumesc pe această cale pentru că el s-a ocupat de tot ce înseamnă orchestrație muzicală și, Doamne ajută, sperăm să fie și pe placul telespectatorilor. De asemenea, spuneai de proiecte, eu nu le numesc proiecte, le numesc așa, probabil etape din viața mea, care se pare că le trec, așa le parcurg cu bine, și asta înseamnă și conservatorul. Am venit cu vești noi. Apropo, da. Tu ești studentă. Da, sunt studentă, sunt boboacă. La Canto Classic, dacă am înțeles la Canto bine. Classic. Bravo! Da, și... În ce an? În anul întâi. Cu cine? Sunt cu boboacă. Cine cu Bianca Manoleanu. Auzi, bravo. Da, și vreau să salut pe această cale, să îi mulțumesc pentru că se ocupă așa foarte bine de mine. Zi? Drept dovadă, da, sunt la buget și drept dovadă am luat și bursă, sunt a doua pe facultate. Bravo. Pentru că îmi place ceea ce fac și mai ales terminând un liceu de muzică pe flaut, la secția flaut, atunci m-a ajutat foarte mult lucrul acesta. Și atunci... O să facem un duet când ai timp, eu am făcut oboiul. Da? Și că flaut cu oboi întotdeauna stau unul lângă altul în orchestra sinfonică, nu? Mi-ar face o mare onoare și mai ales când v-am văzut aici, să știți că sunteți artistul pe care eu îl priveam la televizor atunci când eram micuță, micuță. Și ascultam cred că și cu mare drag. Era micuță. Da. Mulțumesc! Maria, te invităm în mijlocul platoului și te rog să ne cânți. Doamnelor și domnilor, Maria Constantin!
Mulțumesc, Maria Constantin. Eu mulțumesc. Te rog să poftești alături de noi. Dragi prieteni, vreau să vă vorbesc puțin despre produsele Herbagen, produse cosmetice cu ingrediente naturale sau organice, fără parabeni. Produsele Herbagen conțin peste 50 de substanțe active de ultimă generație. Calitatea acestor produse are efecte vizibile favorabile de îmbunătățire a aspectului pielii și părului și tocmai asta le recomandă la nivel internațional. Oare ți-au schimbat corzile vocale? Ești mai vioi? Tot un țăran frumos am rămas, zic eu. Așa! Silvioara, cred că în curând vei face parte din trupa Uno Dance. Da. Acum poți să ceri dublu. Poți să ceri dublu. Sigur, și noi putem să cerem. Totul e să primim. Vreau să stau de vorbă o clipă și cu Ilie Caraș, care are un splendid costum din nordul țării. Ilie este din Cernăuți, Cernăuțiu natal, e stabilit în România și din câte știu, din fericire pentru el, cum spune englezul, just in case, în caz că ar avea nevoie, mai are o meserie medicală în buzunar. E foarte important. Știi, pe mine m-a ajutat foarte mult în cariera mea de cântăreață faptul că aveam o diplomă de actriță. Pentru că întotdeauna mă gândeam că dacă, de unde era să știu eu la 20 de ani că o să cânt, să fiu pe scenă până la 100. Mă rog, fără 2 ani. Așa. Dar totdeauna mă gândeam, domne, mai când 2-3 ani și pe urmă mă retrag într-un teatru. Totdeauna aveam spatele, aveam un cloud, da? Ca să vorbim în termeni, aveam un backup.
backup, că nu putem altfel decât. Nu, nu mai putem altfel. Așa încât e foarte bine că tu ai o meserie și foarte mulți alți, am să-i întreb și pe colegii de la CTRAS, e bine să ai, să știi ceva în plus. După ce am terminat conservatorul, am zis, am făcut și master, ce să fac? Ce anume ai studiat la conservator? Canto, bravo. Canto, da. Puteai să faci și am făcut și la master am făcut antropologie culturală și folclor. Aha. Și am zis, mă, ce să fac? În ansambluri locuri nu sunt, mă apuc să fac medicină. Și a fost cu succes cât de cât. Bravo. Și ai terminat și medicina? Am terminat cursurile de asistență medicală pe stomatologie, implantologie. Extraordinar. Te felicit din suflet. Mulțumesc din suflet. Deci se poate. Deci se poate. Bravo, așa e. Marius, te rog să... Auzi, Marius, tu n-ai vrea să fii un fel de coprezentator de-al meu? Nu. Cam e mare emoții. Ok. Ai lansat un album nou în 2017 și am înțeles că ai primit cu această ocazie un... Cetățean de onoare. Spune-ne tu. Da, la mine, într-o comună acolo, lângă Cernăuț, și diplomă de onoare a Cernăuțului, pe care o are doar sunt doar trei oameni care au această diplomă. Sofia Rotaru, un doctor celebru care este acum în Israel și eu. Felicitări! Mulțumesc! Ești din aceeași localitate cu Sofia Rotaru? Două sate ne despart. Extraordinar! Ce mai face? Bine, e la Kiev. E la Kiev. Da, face acum, pregătește un concert, am văzut. Păi nu, de mult era, se recupera undeva la Baku, Ialta, Sochi, pe acolo. Are probleme, săracuța, dar e bine. Începe un nou turneu, din ce am văzut eu prin țară. Turneu național, da. Va veni și în Republica Moldova și, din câte am înțeles, e posibil să fie și la București ceva. Mi-ar face mare plăcere să o revăd, n-am văzut-o de foarte multe zeci de ani. Am vorbit cu ea la Cernăuți într-un spectacol, mă rog, cât am putut, da, era invitată și am fost și am cântat și eu la zilele orașului Cernăuți. Alea 5 minute cât am vorbit, dar a vorbit în românește și m-a bucurat foarte, foarte mult. Ilie, te-aș ruga, dacă tot ai fost numit cetățean de onoare, arată-ne cum cântă un cetățean de onoare al localității. Oare ți-au schimbat corzile vocale? Ești mai vioi? Tot un țăran frumos am rămas, zic eu. Așa! Acum trebuie să fii mai atent așa. Mai țăran. Așa. Te rog să poftești în centrul platoului. Doamnelor și domnilor, Ilie Caraș! Și una, bătrânească știu juca, bătrânească știu juca, nu știu coasa purta. Bătrânească știu să joc, iarba să o fac coloc, iarba să o fac coloc, și-mi strângruțe din joc. Ce bătrânească știu să joc, mă! Da, iarba să o fac coloc, și-mi strâng mândruțe din joc, mă! Sara candi coase gre, a lucrat tata cu e, a cosit tata cu e, cam unealta vremea mea. Vremea mea e timp frumos, de-a și Doamne sănătos, de-a și Doamne sănătos, că stânăr șele comos. Ce vremea mea e timp frumos, mă! De-a și Doamne sănătos, că stânăr șele comos, mă! Cernăuț la humor, tătii mândrilis cu dor, tătii mândrilim duc dor și eu îs pe urma lor. Unde joc la joc mă bag, hai da-lin ca-șa-mi drag, hai da-lin ca-șa-mi drag, cu mândruța pe suc fac. Ce taș mă mânuț par rău mă, când ocol îți dau fleacău mă, hai când ocol îți dau fleacău mă. Și iubesc pe și nu vreau, uite așa și nu așa. Bravo! Mulțumesc frumos, Ionodens! Mulțumesc, Ilie! Să rămână! Mulțumesc frumos!
Foarte frumoasă bundiță ai, splendidă. Eu continui să admir de ani de zile imaginația și delicatețea costumelor populare românești. Combinația de culori este atât de distinsă. Vezi, noi ne gândim la culori țipătoare, la culori... Tocmai de aceea îi spuneam lui Ilie că, având un costum atât de superb, vreau să mi-l împrumute și mie puțin așa, măcar pentru o ședință foto. Maria, am, cu mărgele am vreo 5. A, deci am pot să-mi aleg. Îți mulțumesc frumos. Sunt făcute toate la Cernăuți. Da, și eu mai nou recondiționez costumele naționale la Cernăuți. Ele la dau lui Ilie, sunt doamne care muncesc. Și pun ochelarii și mărgică cu mărgică. 84 de ani, 86 și le fac costume populare. Extra. Mi-au lucrat câteva ei superbe. Silvia. Mama mea era din Cernăuți și din păcate n-am reușit să ajung niciodată acolo. Mi-aș dori foarte mult să... Uite, să ajung să văd locurile acelea, am auzit că e foarte frumos. Dacă dă Dumnezeu, nu numai pe dumneavoastră, dar pe doamna Corina, pentru că știți câtă lume o așteaptă acolo? Corina, acum, iauzi, ai ocazia să mergi. Păi nu, că cântecele dumneavoastră la Radio Cernăuți sunt date în fiecare zi. Eu n-aștept decât să fiu invitat. Ce frumos. Cu siguranță va fi. Atât. Vă trimit și eu un disc. Așa. Acel pe care îl voi lansa. Exact. Curând. Cum se va numi? Asta sunt, după o piesă compusă de Florin, la care am și videoclip și e o piesă care mă descrie, e ca o biografie, să zic. Ce așa. Frumos. Apropo de Florin, mă gândeam că acest disc de autor a lui încununează cumva cei 25 de ani de căsătorie pe care i-am împlinit de Felicitări! Deci trebuie să facem nunta de argint. Să înțeleg că e cadoul tău pentru Florin. Da, da, da. Ce frumos! Da, de fapt, noi facem unul altuia cadou. Și sunt câte fericită. Câte un CD, da. Eu îi dau unul lui și el mie unul. Ideea este că sunt fericită că am o viață de familie foarte frumoasă și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru. Suntem sănătoși. Iulian tocmai ce s-a întors din India a avut și el două recitaluri India. Acolo. Da, da. Ce a cântat în India? I-a plăcut foarte mult. A avut recital de pian și a avut și o întâlnire cu ambasadorul României acolo și mai mulți români au fost invitați. Cred că a fost, parcă așa mi-a spus, că și pe la Universitatea de Muzică de acolo o să vorbească cu studenții. Oricum a făcut niște excursii foarte frumoase și mai are încă să-mi povestească multe lucruri interesante. Cu siguranță. E o altă lume. Cât a stat în total? Două săptămâni. Două săptămâni, da. Da. Silviera. Și asta spuneam că de când s-a născut Iulian, eu am fost... cumva l-am pus pe el pe primul plan și apoi muzica a venit undeva pe locul 2. Adică am făcut muzică, dar nu la aceeași intensitate. Însă pentru mine cel mai important lucru este familia și sănătatea noastră, bineînțeles. Bineînțeles. Când ai zis că două săptămâni în India, mă gândeam că o săptămână e numai drumul dus într-o. Cam aproape, două zile aproape. Da. Da. Silvia, te-aș ruga să ne prezinți și cea de-a doua piesă cu care ai venit. Cu mare plăcere. Este tot compoziția lui Marius Seicu, de data aceasta orchestrată de Doru Căplescu, Dumnezeu să-l odihnească. Se numește Te condamn, iubite. Și această piesă știu sigur că și-a ales-o și Laura Stoica când a debutat la Mamaia în 90, ca piesă, știi că trebuia să cântăm o piesă veche și o piesă în prima audiție. Exact. Alături de Eugen Rotaru. Eugen Rotaru, exact. Exact. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Silvia Dumitrescu. Thank you.
fie cerul povară de dragoste toată viața. Să strici iubirea, dar glasul să-ți fie și să rămâi doar trecut. Să te ieri ce vei vrea, să-și tara mea. Te condam, te condam, iubite, te condam, te condam. La viață tu să fii uitat de moarte și să n-ai sfârșit de dor. Te condam, te condam, iubite, te condam, te condam. La viață vei fi înșelat de tu să n-ai noroc. Tu să fii uitat de moarte și să n-ai sfârșit de dor. Te condam, te condam, iubite, te condam, te condam. Mulțumesc, Ionu de azi. Aplauze pentru corpul de balet. Silvioara, cred că în curând vei face parte din trupa Ionu Dance. Da, și eu mulțumesc sper. Frumos, copii, mulțumesc, mulțumesc din suflet. Da, acum poți să cer dublu. Poți să cer dublu. Domnule, sigur, și noi putem să cerem, totuși să primim. Vreau să mai stau de vorbă un pic cu colegii noștri de la Tarafu Ceatăra. Voi veniți din satul mare, zona? Mai exact din Carei, da. Noi locuim din Carei, dar cântăm zona Codrului. Din ce frumoasă zonă, ce frumoasă țară avem. Mă, spuneți... Apropo de invitații, da, vă rog. Am înțeles că la Carei deja sunteți invitat în vară. Așa am înțeles și eu. Așa, dacă informația este așa, corectă. O să fiți și voi la același eveniment? Păi noi organizăm acolo. A, voi organizăm. Măi, da. Eu mă fac că nu știu, știi, așa da, da. E mai elegant. Adică... Serios? Voi organizăm? Colegii mei, bineînțeles, de partea ușoară, eu la partea de folclor. Ce tradiții se mai păstrează în acea zonă, din cele care au fost? Că văd că voi păstrați costumul, pălăria. Noi încercăm să... duce mai departe. Se apropie Rusalii, există ceva specific? Colindu și toate celelalte, de exemplu, se organizează dans la șură, cum era mai de mult. Era ocazia în care tinerii puteau să joace, atenție, dar sub supravegherea bătrânilor. Ei stăteau pe margine și acolo se făceau cunoștințe între perechi și se discutau. Da. La șură, interesant. Da, e foarte interesant. Și împanat se folosește cu șură. Da, da. Că... vini la noi la șură, ano, lugojano, să mă uit pe sub căciulă, ano, no? Așa e. Deci șura, șura era locul în care se exact. Întâlneau mai de mult și se făcea în șura celui mai bogat om din sat. El organiza, tocmea ce era și așa era tradiția, și pe vremea nu erau boxe, microfoane și totdeauna întreb pe elevii mei unde se auzea cel mai bine muzica. La zice, DJ. Nu, cât mai aproape de muzicanți. Cât mai deci aproape de muzicanți. Cel mai bine. Și era o ierarhie în rândul dansatorilor, cei care jucau cel mai aproape de primaș, era cel mai bun. Și cu cât jucai mai departe de muzică, cu atât erai mai slab în joc. Extraordinar. Extraordinar. Da, astea mă gândesc că nu se știu și poate e bine. Dar e foarte important. E important să ne păstrăm tradițiile, măcar să le auzim. Poate vine cuiva ideea să le repună în practică. Deci la noi în zonă sunt. Dansul la șură se reproduc și... Doamne ajută. În câteva cuvinte vreau să o întreb pe Elisabeta. Apropo de Muntenia de Nord, dacă există vreo tradiție legată de Rusalii? Da, de Rusalii toată lumea merge la biserică. Pe vremea copilăriei mele, femeile mergeau în costum național. Acum, din ce în ce mai puțin, din păcate. Și de Rusalii se dădeau frunze de nuc. Se fac biserică. Și niște slujbe se fac, da, și... pe frunzele de nuc. Frunze de nuc, da. Fără nuci. Fără nuci. Pare că nu s-au copte. Frunzele de nuc se puneau în poarta casei, în ușa casei și la icoană.
Da, da. Și se încingea și hora satului, dânsi la șură, la noi așa pe o poiană undeva, veneau lăutarii satului. Avea spațiu mai mult. Da, și de, majoritatea erau în costume naționale, eu eram micuță și admiram extraordinar de mult, îmi plăceau fetele care aveau un coc și o floare de mușcată roșie prinsă în coadă. În coadă, frumos, da, da. Frumos. Dar din păcate... O parte dintre ele s-au mai pierdut, din păcate. Asta e. Deocamdată noi ne bucurăm că putem să vorbim despre aceste tradiții. Cine știe, cine ne aude și într-o zi reînvie obiceiurile acestea. Mi-ar face plăcere să invit pe colegii de la Tarafu Ceatăra să poftească aici și să ne mai cânte ceva. Cu mult drag. Poftiți! Doamnelor și domnilor, Taraful Ceatăra! Mulțumesc frumos, formația Ceatăra. Of, inimioară, de ce mi se pare că noaptea e mare și drumul lung? Chiuiesc cu străgătură, că de asta aveți gură. Chiuiesc mândrilor toate cu pata și eu l-am dat din mă. Ține-i tu microfonul lui Marius, pentru că vreau să ne exemplifice, să ne arate cum a făcut. Bravo! Următoarele înregistrări pe domnul Marius. Ai văzut? Și eu am făcut. Să-mi dai din timp telefon, că sunt foarte ocupat cu florilăturile. Amator! Bravo! Marius, te-am văzut ascultând cu mult interes Taraful Ceatăra. Da. Vreau să vă felicit. Vă mulțumim. Sunteți doar trei și aveți bas, aveți armonie și vioară, deci și melodie. Armonia este, totul este foarte corect făcut. Armonia pentru melodia respectiv și basul, mersul basului, felicitări. Aplauze. Mulțumim. Este cea mai simplă formulă de taraf în care se aude... Și vioara, și armonia, și basul, tot. Cea mai simplă formulă. Așa este. Eu și-aș și de plecat în turneu cu voi, că n-aveți decât câteva lucruri de transportat. Exact. N-aveți nevoie de stație, de microfoane, de mixere, de nimic. V-ați luat jucăriile. Corect. Doar... Și n-avem nevoie nici de curent. Nici de curent electric. Cu singura condiție ca musafirii, jucătorii să stea lângă voi. Păi să ne audă, corect. Și nici de curent în tren să vă tragă curent, că nu-i bine după aia. Așa este. Aveți o listă vocală. Exact. Așa este. Exact. Mulțumim de apreciere. Vă felicit încă o dată din suflet și vă doresc sănătate și foarte mult succes. Mulțumim mult.
După succesul avut cu Drog Letal, Roxana Nemes revine în forță cu single-ul Luni. Azi e duminică, deci se referă la ziua de mâine, dar vreau să o invit azi în emisiune, fiind duminică, să ne povestească ea despre acest single. Doamnelor și domnilor, Roxana Nemes! Bună ziua, bună ziua! Vai, ce păpușe de fată! Ce păpușe de fată frumoasă! Dă mâna! Te pup! Te pup, scumpa mea! Ia învârtește-te un pic să te vedem cât ești de splendidă! Opa! Mulțumesc frumos, mulțumesc! Și tu arăți foarte, foarte bine! Mulțumesc de invitație! Cu mare drag! N-am mai fost de foarte mult timp, dar mă bucur foarte, foarte mult că m-ați invitat! Ia povestește-ne despre piesă! Piesa Luni este o piesă la care eu am lucrat de vara trecută. Este scrisă de mine, din experiențele mele, de câteva luni încoace, de fapt de un an încoace. Și este chiar, o simt așa și mă bucur foarte mult că lumea o simte exact cum transmit eu. Și asta cred că este cel mai important pentru un artist, ca piesele lui să fie transpuse exact din tot sufletul, așa, să înțeleagă lumea exact ce vrei să spui. Mai ales că din experiența mea, nu știu, colegii mei, să măcar să dați din cap, da, nu. Dacă lunea, vrei să dăm sau nu? Nu, nu. Dacă auziți întrebarea, pormă, o să vă dați seama cum trebuie să dați din cap. Se pare că lunea nu este cea mai fericită zi din timpul săptămânii, cel puțin pentru români. De altfel, dacă mă gândesc bine, Carpenter să avea o piesă în care Mondays are, nu știu cum, luni... Splendidă piesă. Splendidă piesă, da, da. Așa încât... De ce ți-ai ales tocmai ziua de luni să Ziua de luni, pentru că toată lumea vorbește de ziua de luni. Iar e începutul săptămânii, iar e luni. Vreau să, nu știu, eu oricum sunt foarte optimistă. Ceva. Exact, să schimb ceva. Bine, noi suntem și artiști și ne permitem, pentru că luni este ziua noastră liberă. Dar vreau să văd lumea mai fericită, vreau să văd lumea mai bucuroasă. Îi contează foarte, foarte mult atitudinea ta atunci când începi săptămâna, indiferent că muncești la un program stabil. Contează foarte mult psihicul și atunci automat să spui, wow, începe din nou săptămâna. Nu știu, poate ai un iubit la muncă sau poate, nu știu, să ai succesul toată săptămâna. Sau poate altfel începe o dietă, un regim sau, de luni. Exact, adică trebuie multe să fii bucuros. Deci să revenim de la tema noastră cu dieta. Așa, problemele noastre serioase. Știu că e foarte greu să schimbi mentalitatea oamenilor, dar poate aduc așa un plus. Mi-am dorit foarte mult prin piesa asta. În cazul acesta, Roxana, eu îți doresc mult succes cu piesa. Succes. O să ne gândim mulțumesc, și noi la ce am putea să o folosim. Așa ca să ne dea elan, mai ales după ce să o auzim. Eu nu o cunosc. Este veselă. E veselă. Da, eu e veselă. Numai piesa asta o voi asculta de acum. Așa, mă bucur. Cu mine lunea, Roxana Nemes. Să-mi trimiți piesa. Așa. Cum să te rog să poftești în mijlocul platoului. Doamnelor și domnilor, Roxana Nemes.
Bravo, Roxana! Mulțumesc! Foarte drăguță piesă! Mulțumesc! Foarte! Mă bucur, succes, mă bucur enorm! Succes. Mulțumesc din suflet! Succes și duminică plăcută în continuare! Doamne ajută, duminică frumoasă și vouă! Roxana Nemes! Ia să vedem, la aici, la mine, în programul meu, am văzut o piesă, titlul unei piese care m-a pus pe gânduri. Cu ani și ani în urmă, exista o piesă compusă de maestrul Edmond Deda, care suna cam așa. Of, inimioară, de ce mi se pare că noaptea e mare și drumul lung. Măi, Maria, tu nu cumva ai preluat piesa asta? Nu, n-am preluat piesa aceasta, este o altă piesă și care... altă inimioară. Care se cheamă Of, inimioară. Of, inimioară. Nu, este o piesă care de fapt spune că vreau să o vând inima asta, să o dau pe trei parale. E comercială piesa. Da, este puțin mai comercială și sper să fie pe placul tuturor, fiindcă este piesă de pe noul album, chiar este în prima audiție la voi aici, pentru că nu am mai cântat-o la altă emisiune. Și da, dacă îmi dai voie să spun, tu cântă piesa asta, dar nu-ți vinde inima, e păcat. Te invit în mijlocul platoului. Te invit în mijlocul platoului, Maria Constantin. Mulțumesc frumos, Maria! Rock Balletul Iuno Dance să rămână în platou, pentru că vrem acum să mergem un pic mai în forță
către finalul emisiunii noastre și să-l invit pe Ilie Caraș în forță. Te rog să poftești. Doamnelor și domnilor, să vedem ce ne va prezenta Ilie Caraș. Oameni buni, ăsta e joc de la străbuni. Gospodar și flacă ești, se rasunie până la ești. Bun găsit, oameni buni, ăsta e joc de la străbuni. Gospodar și flacă ești, se rasunie până la ești. Tropa, trop, hai da mândrilor, să ne jucăm ușor, bate din chișor. Tropa, trop, hai da mândrilor, și strigăm pe rând, roată chiuit. Chiuit cu strigătură, cât de asta aveți gură. Chiuit mândrilor, toate cu papa și eu la noapte, mă! Se bate mâna, șererea, tăierea, tăierea. Și rugăm la scârcă strună, șererea, tăierea. Eu bat una mândră, două, șererea, tăierea, tăierea. Și începem dragostea nouă, șererea, tăierea. Două iași încă trei, joacă mândră așa cum știi. Eu te învârtesc și stric și la tete spre șapăt. Două iași încă trei, joacă mândră așa cum știi. Eu te învârtesc și stric și la tete spre șapăt. Tropa, trop, hai da mândrilor să jucăm ușor, bate nichișor. Tropa, trop, hai da mândrilor și strigă pe rând, roată chiuie. Pe șapăt sunt la cântat și unii trecut la jucat. Dar pe șine am sărutat, dar nu-ți dorul și-o frată, mă! Frumos joc e pimaș, tăi-re-ream, tăi-ream, tăi-ream. Lângă scârcă și un dobaș, tăi-re-ream, tăi-ream. Râi de inima în mine, tăi-re-ream, tăi-ream, tăi-ream. Cu-o vinit atâta lume, tăi-re-ream, tăi-ream. Bucuros că ne-am găsit mândră bună de iubit. Frumoasă și dinia-n bun, pot să-mi caut de azi nu. Bucuros că am găsit mândră bună de iubit. Frumoasă și dinia-n bun, pot să-mi caut de azi nu. Tropa, trop, hai da mândrilor să jucăm ușor, bate buchișor. Tropa, trop, hai da mândrilor să strigăm pe rând, roată chiuie. Tot așa, tot în cuna, mă! Extraordinar! Vreau să vă rog, Ionoden, să mai stați o clipă alături de noi, înainte de a ne lua la revedere. Dacă ați auzit cumva pe parcursul piesei interpretate de Ilie Caraș, în niște fluierături, vreau să știți de unde provin. Nu din fac cosmos. Parte din orchestrația originală a cântecului, ci au fost adăugate prin amabilitatea maestrului Marius Țecu, pe care astăzi îl sărbătorim de ziua lui. Silvia, am o rugăminte, ține-i tu microfonul lui Marius, pentru că vreau să ne exemplifice, să ne arate cum a făcut. Bravo! Următoarele înregistrări pe domnul Marius. Ai văzut? Să-mi dai din timp pe telefon, că sunt foarte ocupat cu fluierăturile. Da, da, și Silvia a fluierat. Ia, cum ai făcut? Sincopa. Ține microfonul pentru că vreau să vedem. Amator. Auzi, măi, tot e ceva, eu nu știu să fluier deloc. Ai timp. Hai, nici tu. Ok. Doamna Elisabeta Turcu-Juverdeanu are o piesă foarte frumoasă pe care nu mă îndoiesc că i-a pregătit-o sărbătoritului nostru, domnul Marius Țecu, care se numește... La mulți ani, omule bun! O, mulțumesc frumos! Din tot... Aplauze! Aplauze! Din toată inima vă dăruiesc această melodie și a fost o mare bucurie și onoare să fiu în emisiune cu dumneavoastră. Mulțumesc. La mulți ani, sănătate și bunul Dumnezeu succes. Să vă ocrotească sufletul! Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Elisabeta Turcu. La mulți ani, omule bun, azi la ziua ta îți spun, mă, să ai parte de iubire.
belșug și fericire. Rău să te ocolească, binele să te găsească. Viața ta fie un rai, numai împliniri să ai. La mulți ani, omule drag, ce iubesc să vină în prag, măi. Cu buchete mari de flori să petreceți până-n zori, măi. Un pahar cu ei-nchină pentru anii ce-o să vină. Petrece, omule, bine, om vedea ce-o mai fi mâine. Voios, măi. Zile multe și senine, oameni buni pe lângă tine. Să n-ai parte de necaz și nici lacrimi pe obraz, măi. Ani vieții fără nori, zilele un câmp cu flori, măi. Viața fericită ca o floare înflorită, multă liniște în casă, viața ta fie frumoasă. Când ai sufletul curat, atunci ești un om bogat, măi. Nu uita, fi bun mereu, cu credință în Dumnezeu, măi. La mulți ani, măi, om frumos, să ai sufletul voios, măi. Zile multe și senine, oameni buni pe lângă tine. Mulțumesc frumos! La mulți ani! Dați-mi voie să vă pup! Mulțumesc, la mulți ani! Mulțumesc. Mă bucur mult! La mulți ani! Felicitări! Mulțumesc! Stimați prieteni, avem o surpriză, sperăm plăcută, categoric e dulce, pentru sărbătoristul nostru Marius Țeicu. Este vorba de un tort. Opa! Opa! Îl duce acasă, la soție, la nepoți. Avem un tort minunat pentru Marius. Ia, și cadouri uite, pentru toți invitații. Și tortul e dulce și domnișoara e dulce. E dulce și e cu note muzicale. Da, ia, uite, Mulțumim cofetăriei Tip Top pentru Mulțumim cadou. Domnișoara o să iasă să-l pună în cutie. Da, da. Îl primești, atât a fost, l-am văzut și gata. Și acum, iată, balerinii noștri oferă fiecărui invitat câte un cadou. Să rămână. E vorba de firma Sevi, produse de curățenie, da. Și firma Herbagen, produse cosmetice. Da. De cea mai bună calitate, Herbagen. Să le folosiți sănătoși, dragii mei. Mulțumim, mulțumim frumos. Cu mare plăcere. Mulțumim. Cu mare plăcere. Mulțumim și noi sponsorilor noștri care vin, iată, cu daruri utile și agreabile. Da. Am vrut să spun că Rodica, vin acasă, pregătește, te-am primit de curățenie, o serie întreagă de lucruri. Scuzați. Dar să știi că spune că îi duci și cosmetice, nu numai produse. Și cosmetice. Cosmeticele. Bărbătești. Ok. Uite, Marius, dragă, dacă vrei să mă ajuți, problema este următoarea. La tort? Nu. Bine. Nu. La faptul că, din păcate, ne apropiem de finalul emisiunii. Vreau să mulțumesc fiecărui coleg care a avut timp și dragoste să ne viziteze astăzi în platou. Să urez tuturor telespectatorilor noștri din toată lumea
să fie sănătoși, să aibă o duminică plăcută în continuare și să vă dau întâlnire pe duminica viitoare la ora 13 aici la Național TV la o nouă ediție a emisiunii Opriți Timpul. Dragilor, vă îmbrățișez, vă pup. Înainte de a ne despărți, vreau să-i rog pe membrii Tarafului Ceatăra din Carei și pe doamna Ana Holdiș-Pop să poftească și să ne luăm la revedere muzical. Invit și trupa Unodance. Poftiți, vă rog! Iar eu, Romana dumneavoastră, Corina Chiriac, v-am pupat! Ce face, da, da, da.